Bună ziua tuturor, bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ați revenit la o nouă etalare. Voi face oroscopul zilei 10 octombrie pentru Zodia Berbec. Haideți să vedem împreună Zodia Berbec, ce va fi astăzi pentru voi. Zodia Berbec, aveți parte de vindecare astăzi, să știți, aveți parte de comunicare, veți avea parte de noroc. Ceva ce ați așteptat de mult timp, Zodia Berbec, a venit momentul ca să se deblocheze această așteptare și în ce privește destinul dumneavoastră, în ce privește karma, trebuie să aveți răbdare dacă veți avea probleme într-o relație de cuplu, să aveți răbdare, să aveți răbdare, să fiți moderați, să fiți echilibrați, ca relațiile voastre să fie armonioase, da? Oricum veți avea parte de asta, de liniște, de armonie. Cum spuneam, roata se învârte pentru dumneavoastră și veți avea parte de surprize, de șanse noi, de oportunități noi, da? Trebuie să luați o decizie. Trebuie să luați o decizie în ce privește această relație, da? Trebuie să luați o decizie, da, în ce privește relația de cuplu, în ce privește proiectele dumneavoastră. Cred că o să semnați un contract cu cineva. Poate să fie și de la depărtare, poate să fie și pe rețele de socializare. Ceva se întoarce în viața dumneavoastră astăzi. Haideți să vedem. Da, dar pentru asta trebuie să așteptați. Trebuie să așteptați, nu este momentul corect, ceea ce spuneam la început, dar se va debloca ceva în viața dumneavoastră și poate nu astăzi, dar în viitor veți avea parte de oportunități. Haideți să vedem și îngerii ce vor să vă spună. Am să mai ridic o carte. Da. Trebuie să fiți echilibrați în relația de cuplu, să fiți armonioși, să fiți în echilibru, să aveți răbdare cu persoana iubită, să aveți răbdare că va veni vindecarea în ce privește această relație sau o să vă găsiți pacea. Aveți nevoie de multă răbdare, da? Vreau să vedem îngerul pentru dumneavoastră. Îngerul Vanessa, dacă dorești să iei o decizie, întreabă-te care e strada care mă apropie de scopul meu divin și care e strada care mă îndepărtează. Deci, în orice decizie doriți să luați, întrebați-vă care vă apropie mai mult de misiunea dumneavoastră pe acest pământ și care vă îndepărtează de această misiune. Da? Orice decizie luați, trebuie să o luați cu răbdare, cu calm, cu echilibru, să nu vă grăbiți, da? Ceea ce doriți să faceți pentru destinul dumneavoastră, să nu vă grăbiți. Nu este momentul oportun să vă grăbiți, pentru asta trebuie să puneți în balanță și să vă întrebați care e cea mai bună stradă pentru dumneavoastră, da? Să controlați această instabilitate și această dorință de a schimba lucrurile, că dacă vă grăbiți, e posibilitatea să distrugeți aceste oportunități. Deci luați controlul mâini, puneți în balanță, în echilibru, găsiți-vă calmul, încercați să fiți răbdători și moderați, da? Pentru a decide viața dumneavoastră, destinul dumneavoastră, sau va fi ceva în viața dumneavoastră astăzi în care se repetă anumite lucruri, dar să știți că nu depinde de dumneavoastră, aici se vorbește de karmă, dar trebuie să se întâmple aceste lucruri. Oricum, astăzi o să închideți cu un ciclu, da? Un ciclu al vieții voastre și pe viitor, zilele următoare, se va deschide alte noi oportunități. Trebuie să terminați cu ceva anume astăzi, dar în același timp vă recomand cu calm și cu echilibru, da? Să faceți aceste lucruri. Așteptați,
Gândiți-vă bine care e cea mai bună stradă, controlați-vă emoțiile și ca să nu distrugeți ce ați construit și veți vedea că veți reuși să vă folosiți de aceste oportunități care viața vi le va aduce în cale. Acestea au fost spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept data viitoare. Vă sfătuiesc să vă înscrieți la canalul meu pentru a nu pierde videoclipurile viitoare și bineînțeles să-mi dați un like. În acest mod mi-arătați că mesajul meu a ajuns la sufletul dumneavoastră și că timpul meu dedicat vouă a meritat. Vă mulțumesc, la revedere, numai bine!